am chefas, nu am chefas, n-am chef de nimic. Nu am chefas. Nu știm ce visează domnul din imagine întins pe Caldarâm la o oră la care șefii cu siguranță i-au trasat alte sarcini de serviciu, însă cert este că nu are nicio legătură cu coșmarul pe care îl trăiesc locuitorii din zona șoseaua Iancului Pantelimon. Trezit ca prin minune, bărbatul și-a mai chemat încă un coleg și s-a apucat parcă de treabă, să curețe linia de tramvai, pentru a treia oară, după spusele locuitorilor din zonă, care cu greu mai suportă întreaga situație. Greu, mamă, că din 2012 cred că au început. Da, îi vedeți așa muncind cu spor? Ce să vă... Nu, din contră. Azi muncesc 3, mâine muncesc 7. Ne-am săturat. Mi-a intrat praful și în farfurie. Așa că ce să mai suportăm? Nu mai suportăm. Mă deranjează că uitați-vă și dumneavoastră. Nu mai avem loc de parcare, nu mai avem absolut nimic. Nu am chefas, nu am chefas, n-am chef de nimic. Coșmarul din trafic de pe șoseaua Iancului continuă însă și pe șoseaua Pantelimon. În prezent, termenul de finalizare a lucrărilor de modernizare pentru cele două artere este depășit cu 8 luni și mai grav este că municipalitatea ridică din numere atunci când vine vorba despre o dată exactă de terminare a lucrărilor. Reabilitarea celor două bulevarde, pentru care s-au alocat circa 70 de milioane de euro, a început la jumătatea lunii iunie 2013 și, așa cum se obișnuiește la români, nu a fost lipsită de probleme. Acestea au început toamna trecută, atunci când una dintre firmele din consorțiul care a câștigat licitația pentru execuția lucrării a intrat în insolvență.